primit amândoi pachete și de la familie și de la susținători. Mulțumim doamnei Mariana pentru cuvintele frumoase pe care ni le-a transmis în scrisoarea pe care a trimis-o iubitului meu. De la Orșova? Da, o să venim să bem cafeaua aia pe clisură. Chico, când o să... corect. Sau, da, sau eu cu cafeaua. Cafeaua aia pe clisură când o să terminăm, la vară. Voiam să transmit și prietenilor mele și familiei că am primit pachetul și le mulțumesc mult pentru tot ce mi-au scris, că sunt alături de noi, că ne susțin. Mulțumesc și pentru cadouri, au ajuns și la el, cumva... Vis-a-vis de ziua de astăzi, nu am avut o stare de sănătate prea bună nici eu, nici Dima, dar e ceva trecător, nu e nimic grav, o să ne simțim cu siguranță mai bine, avem medic, luăm tratament, suntem ok. Psihic suntem bine, avem o energie bună, doar că nu ne-am simțit foarte bine fizic, să nu vă speriați. Să știți că lumea are grijă aici de noi, orice s-ar întâmpla, suntem pe mâini bune și să nu vă faceți niciun fel de grijă din... Din punctul ăsta de vedere, suntem ok, o să fim mai bine și vă mulțumim că sunteți mereu alături de noi. Vremea se schimbă mereu și e normal ca imunitatea noastră să ne mai joace. Să se mai joace cu noi. Da, exact. Mulțumim mult de tot și vă îmbrățișăm și vă pupăm. Suntem bine, să știți că noi suntem alături unul de celălalt de fiecare dată. În orice situație. În orice situație suntem luptători, războinici, pentru că așa am fost crescuți. Mulțumim din suflet pentru tot, aveți grijă de voi și seară frumoasă în continuare, voi bine!